polițiști fericiți în trafic, fără centură. Și nu arde giroparul să zici că sunt misiuni. Doar să plimbă. Și sfidează regulile de circulație și legile naturii. Caz de accident, rămân fără dinți. Să zic că a fost accident de muncă. Semn de circulație facultativ pentru mașina de poliție. Interzisă staționarea pentru toată lumea și poliția fix în dreptul semnului a oprit. Parcă legele sunt pentru alții, nu pentru ei. Crezi că au vreo treabă, vreo misiune urgentă de serviciu? Da. La papat. Serios trebuie. S-au văzut filmat. Dacă-s din poliție, cred că poate să meargă și fără centură de siguranță. Sfidează și legile de circulație în vigoare și legile naturii. Doar în caz de accident, rămân fără dinți, poate chiar fără viață. Că nu supra oameni, chiar dacă se cred astfel. Dacă nu le zice nimeni de sus, poartă centura, ei se bazează cu prevederea ce e legală. Poliția în misiune poate să nu poată. Șoferii de taxi care duc pasageri. Da, dar ei ce misiune sunt acum? Nici măcar n-au girofar. Deci, ca toți alți șoferi și pasageri, trebuie să poartă centura. Mai ales pentru sănătatea lor. Dacă nu era destul o încărcare, mai scoate și telefonul la volan. Vedem dacă rămâne cu telefonul în mână și când pornește. Nu. L-a ascuns. Da, ce cuiva ai? Mi-a E49029.